Jak nie wiesz ze strony TR. Salutare, prieteni, și bine am găsit la un nou vlog de pe acest canal de YouTube. În acest videoclip voi degusta dulciuri din China, fraților, de când aștept să fac videoclipul acesta. Până acum n-am avut ocazia să merg în China și, după cum bine știți, acum ceva timp am fost și recent m-am întors. Mamă, ce rimă am făcut! Pe lângă dulciurile astea am adus o grămadă de chestii, inclusiv și KFC-ul acela, după cum bine știți. Mă rog, nu mai contează chestiile astea, hai să trecem la dulciurile noastre. Wow, frate, puteți aici. Bine, vă dați seama că am mai multe, adică asta e doar o părticică din tot ce am adus. Sincer să fiu, unele chestii de aici, din fața mea, de pe masa asta, nu știu ce îs, frate, adică niciodată n-am încercat. Așa că voi încerca în acest videoclip, alături de voi. Cu aromă de Marlboro. Da, cu aromă de Marlboro. Stai, asta e ciorbă? Nu, frate, e orez, nu știi tu. Deci, chestia asta e extrem de bună, e chiar foarte, foarte bună. Biscotti ricoperti di cioccolato. Scrie în italiană, frate, ești nebun. Dar credeai că e chineză? Nu, bă, biscotti di... Prima oară când încerc chestia asta, chiar niciodată n-am încercat. Haideți să vedem cum e la gust. Mamă, ce urât am desupachetat. Wow, cât de fain e împachetat, frate, jur. Pe astea am dat în jur de 10 lei, să zic așa, chiar nu știu, nu mai țin minte exact. E și... mai grea conversia din yang în lei. Din yang, yuan, mă, după aia îi duci în eroare, frate. Da, mă, aștept să fie, să aibă gust bun, frate, adică 10 lei pe 10 sticks-uri, e ceva. Adu-mi o foarfă cât acolo. Bă, frate, așa se deschide. Mă învață Andrei că o să despachetez chestii din China. Vă dați seama. Ia, încearcă. Mamă. Sunt mai subțiri decât... Da. Băi, ești nebun, ce ciudat arată. Deci aici ai toată aroma și aici ai stick. Vai cum miroase. Miroase a caise. Wow. Uai ce miros tare au. Băi, mi-e frică să mănânc. Mie că e prea dulce. Uai, e super bun, jur. Mama. Deci nici nu e foarte dulce, dar nici... Nu, gen, nu se compara cu nimic. Nu seamănă cu nimic ce am mâncat până acum, serios. Efectiv, e aromă de caise pusă pe sticks. Mai vrei? Da, nu. Efectiv, caise cu un sticks normal, fără niciun gust. Dar e foarte, foarte bun. Mamă, cât de bun e, aș mânca de astea toată ziua. Noroc că mi-am dat seama de pe pachet că-s bune și am luat mai multe pachete. Deci am ce mânca astăzi. Ok, punem asta deoparte. Sticks normal cu puțin gust de caise, extrem, extrem de bun. Haideți să încep cu ăsta, care arată puțin mai ciudat. Deci da, v-am zis, unele chestii de aici chiar niciodată nu le-am încercat și nu știu ce gust au. Mi-am nebunstul. Deci că-s trabucuri, frate. Da. Mamă, ce miros. Bă, cred că e salam, biscuit, e posibil, oare, nu știu. Nu cred, că are miros dulce. Ce-a adus Andrei, bro? Ok, acum testăm chestia asta. Are un miros dulce, dar nu sunt sigur ce e exact. Dar mă aștept să fie extrem, extrem de dulce. Dar în niciun caz să fie salami. Vai, bă, nu, chiar nu e salami de pizza. Bă, dar uite cum e rotită, frate. De? Dulceață. Bă, eu nu-mi dau seama, stai că mai iau o gură. Bine, mă, chiar e gust de dulceață. Nu știu că e dulceață întărită și gen... Da. Nu mi-l dacă observ de rotită să fie așa. Oi, e foarte, foarte dulce. Asta primește un 7 de la mine și cealaltă a primit un 6 de la mine. 6? Îți place mai mult asta decât aia? Da. Frate. Serios, chiar e mai bun. Fixurile alea aș putea mânca toată ziua la ele, pentru că nu sunt chiar atât de dulci, dar chestia asta n-aș putea să mănânc mai mult de una, de exemplu. Că mă dorm măselele, frate, adică e extrem, extrem de dulce. Primește un 6 de la mine. Chiar, e prea dulce pentru mine, mie nu-mi plac chestii atât de dulci, dar chestia asta primește un 8, un 8 de acolo. Motorul, nu-mi place chestia asta, deci o pun deoparte. Bă, asta pare foarte interesantă. A, uite, scrie aici în engleză, Mochi cu Susan. Da, haideți să o desfacem, că asta care arată foarte interesant. Cât de tare e împachetat. E foarte, foarte fain împachetat. Super. Da, am observat că toate chestiile astea sunt împachetate extrem de fain, jur. A, am uitat să zic. Pe ăsta am dat în jur de 15 lei.
Deci... 15 lei asta? Da. Nu merită prețul. Nu? Păi da, ăștia sunt 10 adică, lei. Adică, bă, sunt unele persoane care, cărora le place, adică... Păi da. Și mie îmi place, dar nu cred că merită atâta, serios. Hmm. Haideți să vedem ăsta. Pe ăsta am dat 18. Deci, ăsta a fost un nume. Dar dă-ți seama după ambalaj acolo. Bă, dar îți greu de desfăcut, frate. Ce... Bă, deci miroase extrem de bine. Miroase efectiv la fel ca biscuiții aia care îi mănânci cu lapte. Mamă, cât de moare. Bă, da, chiar. Așa, bun, ne chinuim să dăm frumos. Deci, zici că e efectiv jeleul ăsta. Haideți să vedem cum e. E exact ca un poz, la unul. Da. Ne. Numai eu am fost mai strălare și l-am băgat pe toți în gură, da? Sigur e ceva halgo. A, da, luatul bun e, e din altul bun. Mm. E așa moare, e ca și un verde joc. Mă, dar chiar e bun ăsta. Dau nota 9 la ăsta. La Mochi Mochi, 9. Puțin sete, de fapt o să încerc orezul acesta. În orice caz, în China, părinții de obicei dau chestiile astea la copii să mănânce, copii de 6-7 ani. Sunt foarte ușoare la stomac. De asta am mai mâncat, deci de mic mănânc. Trebuie la linguriță? Nu, că am aici, uite. Aaa, bă! În caz că, mamă, n-ai cum să observi, dar stai cu orup eu așa, mă? Nu, nu, nu orup, bam. Așa, nu m-au scos. Bam. Deci mănânc la conserva asta de mic. Că efectiv, vrei să încerci? Mamă, frate, zici că e ciorba acolo. Zici că e mâncare de câine, să mor de te minte. Așa da, arată, jur, așa arată. Jur că e foarte bun, Andrei, deci de mic, știi foarte bine că nu mănânc căcaturi acum, serios. Da, mă, dar ziceți voi, voi lăsați un comentariu, nu seamănă că mâncarea de câine. Ba, da, că e în conservă și... Na, mă rog. Bine, hai să vedem. Dar aia o lună acolo. Da, eu... Că la... Bă, jur că e bun, e bine, mă, bine, ia, bine. Ia și încearcă, serios. Nu, încearcă tu primul, încearcă tu primul. Bă, e extrem de bun, jur. Bă, dar miroase ciudat. Bă, ai încredere în mine. Am încredere în tine, bă, dar... E foarte bun, Andrei, jur. Ai încredere. Bă, sigur, nu-i mâncare de câine și-mi dai. Bă, ceva. Jur, jur. Am mâncat eu o gură în puii mei. Hai, ia. Dar nu așa, că n-ai cum să simți nimic, frate. Da, nu-mi place. Deci, efectiv, boabe de orez cu alune și fistic, cred. Da, asta arată puțin mai ciudat, dar e extrem, extrem de bun. 8 din 10 pentru că mănânc la chestia asta de mic. Încă mănânc de vreo 10-11 ani în puii mei. Gata, și cu asta o punem deoparte. Și mai avem o grămadă de chestii aici. Ok, pentru că videoclipul iasă prea lung, o să fac două părți la acest videoclip, așa că dacă vreți partea a doua de la acest videoclip, nu uitați să dați un like acestui videoclip, să facem 15.000 de like-uri. La 15.000 de like-uri o să scot partea a doua. Și da, dacă ți-a plăcut, nu uita de un like, un share să vadă și prietenii tăi, nu uita de follow pe Instagram, este foarte, foarte important. Abonează-te la acest canal, nu uita să activezi clopoțelul de lângă butonul de abonare. De abonare, ce ciudat sună în română tot, efectiv, de lângă butonul de subscribe în puii mei. Și da, bine, în continuare, ne vedem la partea a doua de la acest videoclip și la următorul vlog, bineînțeles. Pa! Sounds like they're just saying, change, change, change.